O nouă zi, un nou test. Sărățele, fragede cu brânză de burduf, de la Patissimo. Mă tot învârteam de, cred că am jumătate de oră, de că nu posta locului, că îmi trebuie ceva, să mănânc ceva, sunt la muncă și îmi trebuie ceva, să crânțănești ceva. Și mi-am adus aminte de astea. Astea le-am luat de la Lidl, 5 lei. Produs românesc. Sincer, eu nu am mai văzut din astea. Acum nu pot să zic cât de noi și cât de vechi sunt, că pentru mine sunt noi. După cum ziceam, n-am mai văzut din astea. Și cumva și profit un pic, că e plecat Sorin și pot să mănânc în liniște și pace. Bun, deci, clasicul sărățel, cel format din făină, untură, o brânză de burduf, dura asta, 12%, cu tot ceea ce conține ea, uleiuri vegetale, bineînțeles că palmier și floarea sarelui, dar și rapiță, conține și ouă, și lapte, și soia, și în orice caz, dacă ești alergic la astea, guinea one. Pare rău. Pic de ghinion. Așa, să încercăm să facem. Mai arată cam cam poză. Se vede sarea? De sare, da, da. Chestia aia mai albicioasă e sare. Stai așa, cam le pierd. Deci cum arată acolo? Deci cum arată aici? Arată și aici. Deci atât de mari sunt. Nu vă gândiți că ar fi de alea lungi. Gen finger bites. De degețele. Sunt făcute la cuptor. Dar asta este sarea. Și cam așa arată. Deci sunt făcute pe tavă. Dar bună. Și sățioase, mămică. Deci, nu mintem. Chiar sunt sărățele. Nu știu câtă brânză de burduf, dar într-adevăr sunt diferite față de sărățelele alea normale, care le știm noi. Chiar sunt bune. O să vă revin și cu părerea mândrului. Să vedem ce zice și el. Dar din partea mea, un mare da. Am revenit cu părerea... Partea mea. Cu partea lui Sorin și vafătului frumos. Am mâncat deja făt frumos una. Și vreau să vezi cât de bine arată cu poza. Ăla-i tată. Sunt și gustoase și pufoase și moi. Și făcute clasic. Da. Cu untură. E un dat foarte bun. Și nu știu dacă prinzi vreo una să te uiți pe spate. De la Lidl l-am luat-o noi atunci. Dar am dat, într-adevăr, 5 lei pe ea. Patissimo. Are 100 de grame, dar... A merită. Sincer, da. Vezi dacă găsești una, să vezi un pic pe spate, pe partea de jos, face cineva ceva. El a băgat-o în gură. Mă... Nu e bună. GG. Gen că e făcută, se vede că e prinsă de un pic de, cum îi zice, tavă. Da. Da. Arată bine, mai ales. Și gustul e... E ce trebuie. E bun. E ce știm noi. E un da, nu știu cum l-au nimerit, dar e un da. Deci, Patissimo, deci, din 93, cică. Partea mea e ora nu, e nota 9.80. Deci, dacă dăm pe notă, la mine e cam 10. A mine e 9.80. Față de ultimele sărățele. Ai să de sutim, sunt prea sărate. Sunt mine. Prea sărate? Da. Păi freaking scrie sărățele. Mmm, Bine, cam atâta, vă lăsăm, bye!